După incidentul de miercuri seară, jandarmii au împărțit pliante cu regulile de bază pe care ar trebui să le respecte protestatarii. Să nu se manifeste cu violență, să se îndepărteze de persoanele care se comportă agresiv, să nu încerce să-și facă singur dreptate și nici să-i oprească. În semn de respect față de jandarmi, în câteva orașe, inclusiv în București, oamenii au împărțit flori jandarmilor. Ieșiți din casă dacă vă pasă! 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 Târgoviștenii au ieșit în stradă pentru a treia seară la rând. Oamenii cer guvernanților să renunțe la ordonanța privind grațierea și armistiția. Din fericire, protestatarii au fost pașnici. Asta este omul care, din punctul meu de vedere, este responsabil pentru ceea ce se întâmplă în toată țara. Au distrus efectiv codul penal și codul de procedură penală, au dat drumul la furt. E inacceptabil. Deci, în momentul ăsta, oricine care are o funcție publică poate să fure liniștit până în 200.000 de lei. Corupția mică reprezintă o pondere extrem de mare din tot ce înseamnă corupție și corupția condamnă țara la subdezvoltare, iar eu nu pot să accept chestia asta. Ce vă nemulțumesc pe dumneavoastră și ce ar trebui schimbat în țara asta? În primul rând ar trebui să avem un guvern competent care să se ocupe de problemele țării, nici de cum de problemele penalilor. Este inadmisibil să scoți din pușcărie atâția oameni dând niște legi care nu sunt corecte față de noi. Și în următoarele serii? Evident, nici nu se pune problema. Până în momentul în care, Doamne ajută, sper ca să scoată ordonanțele de urgență sau până când Curtea Constituțională va da un verdict în sensul ăsta. Dar nu cred că se vor mișca suficient de repede nici cei din curte. Avocatul poporului este de efectiv de design. Nu, e inacceptabil. Democrația a murit. Asta consideră în momentul de față românii nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară la momentul actual, urmarea legii amnistiției și grațierii, dar și a modului în care aceste proiecte au fost adoptate de guvern. Politicienii din guvern au fost votați pentru a face ceva pentru binele românilor și al României, nu pentru binele lor. Asta vor să-i facă să înțeleagă pe guvernanți oamenii care au ieșit în stradă. Să sperăm că oamenii vor înțelege că trebuie să iasă în continuare în stradă. Că dacă nu înțelegem lucrul ăsta, că e singura modalitate de a ne impune, atunci am pierdut. Și am pierdut mult. Poate 10, 12, 20 de ani sau 27. Exact vârsta democrației României, după cum se vede. Să sperăm că ștergem data asta de aici. Dar asta e voința poporului și a politicienilor, măcar în ceasul al 12-lea, să trezească odată. Că ei sunt puși acolo pentru binele lor, pentru binele nostru, scuzați-mă, nu pentru binele lor. Nu să iasă ei din pușcării, să spele dosarele, nu. Ei au primit niște voturi pentru acest lucru. Și uite cum îl folosesc. Ce credeți că se va întâmpla? Nu știu, mă fere să fac estimări, dar eu sunt optimist de felul meu. Și sper că într-un final îi vine mintea omului după urmă, cum se spune, de îmbătrân. Se vor așeza la masa tratativelor și își vor da seama că nu așa se face politica și nu așa se dau legile în țara asta. Avem o ordine pe care trebuie să o respectăm. Adică avem un legislativ care trebuie să dea legi, un executiv care trebuie să ocupe de problemele țării administrative. Dacă încurcăm puțin nițele, vedeți și dumneavoastră ce iese. Nu se poate așa. Nu, să-și vadă guvernul de ale lui să gestioneze treburile de guvern și nu să țină de ordonanțe de noapte. Hoții! 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 Am ieșit împotriva hoției, deci nu vreau, eu vreau să mă uit în ochii copilului meu și să-i spun că, mamă, eu am făcut ceva pentru tine. Deci când o să mă întrebe, mamă, tu dacă ai făcut ceva, eu o să îi spun, da, mamă, am făcut ce am putut. Am ieșit în stradă
Și eu consider că e foarte bine să nu stăm în casă și să ieșim cât mai mulți, pentru că e singurul lucru pe care l-avem de făcut. Timișoara, Iași, Cluj, Sibiu, Galați și în multe alte orașe mai mici, oamenii de toate vârstele, din toate categoriile sociale, s-au adunat pentru a cere guvernului același lucru, abrogarea, apoi demisia. Acestea au fost și cuvintele cele mai auzite pe străzile orașelor în ultimele seri. Pe rețelele de socializare se anunță evenimente de protest și în acest sfârșit de săptămână.